Hello! După cum presupun că v-ați prins, eu sunt în pat. Urmează să dorm după o zi lungă și mi-am luat inima în dinți. Am mâncat inima un pic. Mi-am luat inima în dinți și mi-am propus să mă filmez pentru vlog, domne. Ce să mai încolo și încoace, și asta este prima mea filmare pentru acest vlog. Și sper să vă uitați. Adică, sper să vă uitați. Da, și o să mă filmez mâine. Să vedem ce iese. The next morning. Brush, 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 brush. Brush, brush, brush. Bună dimineața. E sâmbătă, eu trebuie să merg la școală, la copii, până la atelier și m-am gândit să vă iau cu mine. Practic, asta este începutul primului meu vlog. Aveam emoții. It's coffee time! Coffee! Cappuccino! Java! Nu știu care e ritualul vostru de dimineață, dar al meu, cu siguranță, asta e. Fumați, bă, cafea. Noroc că m-am trezit mai devreme ca să am timp. Stau așa pe chill, nu. Ne vedem când mă voi machia. Pa! A few moments later. Gata. O să mă vedeți când o să fiu gata, parfumată, îmbrăcată și în mașină. Gata, sunt în mașină. În drum spre școală. Ah, ia auziți ce piesă am găsit la radio. Stați că nu mă descurc cu telefonul ăsta. Și cu traficul, și cu telefonul, și cu selfie stick-ul. Stupid! Stai așa să te filmez! Ha! O să apăreți în primul meu episod de vlog. Unde mergem? La școală! Ce facem noi la școală? Învățăm! Învățăm pe alții! Da! Pentru că noi suntem mari. Da. Ce credeți că fac aici? Nu știu. Primul meu episod de vlog. Aaaa! Ce face Andrei? Bine. Bine? Da. Ți-a fost dor de mine? Da. Mă rog. Să știi că mie mi-a fost dor de voi. Las că ne pupăm în clasă. Bine? Ce tare! A, aici. Deci, S.T.V., da? Ca să știți. Bună! Unde-i Oana? Oana! Țip eu după ea. Hai, ia du-te să o cauți pe Oana. Du-te, Andrei. E Oana? Bună dimineața! Bună dimineața! Ia uite că aș mulți ani! Happy New Year! Dacă vă filmez acum. El este Vlad Ionescu. A, tu ești live? Nu, nu sunt în live. Ce credeți că fac eu? O să primesc lecții de la maestri. O să... Asta este primul episod de vlog. Hai să te pup, Luisa. Da. Ce stupid mă simt. N-am mai făcut asta până acum. E dubios. Ea este Oana. Bună, Oana. O să apare în vlogul meu. Ea este Hermina. Ea este de la Antena Star, de la Star Mațional de Weekend. Sunt foarte deșteaptă. Fac vlog. Deci acum dacă nu ești pe platourile de filmare sau nu ești aici cu copilașii, ești plecată în vacanță. Sau nu sunt la atelier, că îmi pregătesc și rochile pentru Târgu de Mireste. Vlogul? Da, voi vedeți că fac vlog. Iată, Oana mă filmează acum pe prima mea încercare. Chiar am emoții. M-am filmat eu singură de dimineață. Eram până dimineața. Nu știu ce fac aici. Da, pentru că m-am gândit la asta de foarte mult timp, n-am avut neapărat încredere, am zis ce să le arăt eu oamenilor, dar o să le arăt cum sunt și ce sunt eu de fel, adică nimic altceva și nu o să încerc să plusez. Așa că o să ne vedem curând pe canalul meu de YouTube, care există de vreo 4-5 ani, dar nu-i folosit. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school, early in the morning. Ce faci, Oana? Uite, pregătesc tortul pentru că avem două sărbătorite, pe Mara și pe Clara, mezina școlii de televiziune junior. Adică pe asistenta mea cea mai drăguță? Da, da. Așa. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Mara să trăiască, Mara să trăiască la mulți ani. Clara să trăiască, Clara să trăiască la mulți ani. Ziua de școlarizare s-a terminat. Băieți, îmi dați acordul să apăreți în primul meu episod vlogging. Iulian nu zice nimic, a fost un... afară este frig. Afară e frig și în oraș și în soba arde mama, se lustră tata-i spânzurat și eu mă tai cu lama. Yeah! Oana, ai auzit ce poezie am zis? Nu. Afară-i frig și e norat și eu mă tai cu lama, de lustră tata-i spânzurat. A, nu, era ceva cu mama, am greșit-o, fac băgaia. Oh. Este oribil afară, am plecat de la școală. Este 2:30 și mă duc la atelier. Despre faptul că eu, Doinița Mihaela Oancea, prietena ta, după 10.000 de ani și-a luat în serios gândul și se apucă de vlogging. Te filmez pentru primul episod. Vai, ce drăguț! Mulțumesc mult! Am o părere foarte bună. Consider că trebuia să faci de mult treaba asta. Așa. Și ceea ce pot să spun este că trebuie să și susții și să filmezi în mod constant, că mi se pare că ai ce să spui. Uite, că nici n-am intrat. Deci am intrat și în atelier ca să vă arăt și vouă. Am venit la rochițe, aici suntem noi frumoase. Eu tocmai mi-am desăcut părul. Olga este foarte arătoasă într-o rochiță. Da, sunt pregătită pentru clienți. Și acum să mergem și în secție. Și ninge afară. Ce faci, Georgiana? Știi că te filmezi pentru vlogul meu? Îmi dai voie? Sigur că îmi dau voie. Ești o drăguță și tu ești o drăguță. Ea este Dana. Te filmezi pentru vlogul meu? Ce părere ai despre asta? Ce vlog? Vlog, vlog, da! Am curaj! Este ora... Stați așa... 6. Ninge cam povești. Cum e să pleci dimineața de acasă pe un anotimp și în curând voi ajunge în plină iarnă acasă. Între timp mă duc să-mi cumpăr ceva și să și mănânc ceva pe ziua de astăzi. Deoarece și fiindcă am promis, o să mă duc la prietena mea Alexandra. Am punga cu mini-cadouri pregătite. Dau și eu o moței 3 minute până vine fratele ei să mă ia. 2 hours later. Bună seara! Am ajuns la Alexandra. Bună seara! A venit moșu! Am ajuns la Ale și a venit moșu la mine. Hai să vedem. Hai. De unde e asta? De la moșu? Da. Da. Înseamnă că ai fost cu minte. Da. Și el ce ți-a zis, moșu? Ți-a zis ceva? Ți-a zis ce mi-a lăsat aici? Da. Da? Ce ți-a zis că mi-a lăsat? O surpriză. Păi nu știu, nu vezi că vedem acum amândoi. Așa, și așa. Ce avem noi aici? Nu cred? Nu cred! M-am prins, ce e! Ba da! Ca să călătorești mult, mult, mult! Deci știi ce mi-a adus moșul aici? Da! Ce? Zi! Mi-a adus o hartă pe care trebuie să o colorez de fiecare dată când vizitez cât o țară! Da, ca să găsim comara! Da, să găsim comara! Da, ce drăguț! Și eu trebuie să ies de fiecare dată când merg undeva. Ce drăguț! O să vă pup pe voi. Și acum voi ziceți Crăciun fericit, Doinița! Cadou de la moșu, stai că mai ai un obraz să-l duc. Iubi, eu sunt mai rușinos. Te pupăm. Să mergi peste tot și să o văzuiești toată. Te iubi! Șpoti! Șpoti, ce facem? Șpoti, uită-te la telefon. Spune că Liviu comandă pizza. Gata, se fini la comedii. Ziua mea se va încheia aici, voi mânca o pizza nesimțită. Eu o să mănânc toate aceste 3 pizza, eu singură, sigură. Așa am de gând să slăbesc cele 4 kg. Yay! Bravo, Doinița! Keep it up! Pa, 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 pa. Acesta a fost primul episod din vlogul meu, cred că aici o să se încheie. Ea este Spoti. Spoti, zici tu la revedere. Zi. Spune și tu că le mulțumești oamenilor și că îi așteptăm data viitoare. Da. Ia vezi, ce e, Spoti? Ce? Uite aici, mâncare, pizza! Spoti, uite pizza aici!